Bună, eu sunt Tania și astăzi facem un vlog cu Toyota Yaris Hybrid. Deci doar din frână o reglez, doar din frână când pleci cu spate. Ca și cum ar fi diesel, dar e benzină. Eu sunt obișnuită să mă uit în oglinzi, nu? Și băgăm în drive. Nu pleacă încet. Motorul e 1.5, dar mi se pare că pleacă foarte liniar și repede. Wow, super! Mi-arată în bord că merg pe modul eco. Vreau să văd când o să prind viteză mai mare, dacă se schimbă afișajul. La Toyota de obicei sunt două moduri, eco și fuel se numesc. Unul e mai sport și altul e pentru mers economic. Dar e șmecheră rău. Asta e între noi, știi? Nu știu, e șmecheră, să știi. Mi se pare că e foarte multă vizibilitate. Geamurile sunt foarte mari. Sunt obișnuită în GTC unde am doar parbrizul mare, luneta e minusculă, la fel și geamurile laterale. Dar de ce ai așteptat atât de mult să vină mașina? Că ai zis că ai așteptat 6 luni. O să fie nou, de 2019. Să fie da. Mașină nouă. Da, urmăritorii poate nu știu, dar dacă dau comandă la sfârșitul anului 2018 și vor mașina repede, o să aibă o mașină fabricată în 2018. E posibil chiar în ianuarie. Da. Să fie mașina aproape un an. Tu ai vrut ca mașina să fie producția în 2019. Da, să fie. Să nu fie ceva rămas pe stoc, ce n-a vrut nimeni, da. Și să iei tu mașina respectivă. Plimb acum cu mama și voiam să merg un pic mai repede, de 50 la oră, dar n-ai cum. Pentru că drumul e destul de strâmt și ăștia nu-și dau seama că cap pe bandă. Se opresc în mijlocul drumului și așteaptă să trec eu pe lângă ei. Așa. Deci ziceam că lumea preferă să-și ia mașini ca BMW, Audi, Mercedes, cu motoare foarte, foarte mari. Și nu se uită la mașinile mici sau strâmbă din nas când aud de electric sau hibrid. Deci pentru București mașina asta ar fi ideală. Nu consumă mult, ai unde să o lași. E automată, deci nu obosești cu piciorul făcând jocul ăla pe ambreiaj. Am mers săptămâna trecută cu un CLA și vreau să zic că atunci când treceam cu CLA-ul respectiv, toată lumea observa, se uita lung. Ei, când trecem acum cu Toyota asta, care în momentul actual merge pe electric, nimeni nu aude mașina, nimeni nu se întoarce, e foarte, foarte silențioasă. E văzut mama pe aia care stăteau în șanț și se uitau la cameră. Mamă, mi-a dat pe asta. Cred că are, ăla cred că are ceva vin la bord. Lumea deja e veselă că e ajunul Paștelui. Ăștia care n-au ieșit cu mașina, au băut și ies cu bicicletele. E foarte plăcută la condus. Frâna mi se pare foarte bună pentru un motor atât de mic. Lângă Yaris, Corolla, Auris. Aygo, Auris. Da. Aygo e un pic mai mică decât Yaris, Auris e un pic mai mare Corolla, decât Yaris. Tot hibrid. Aha. Și are CHV-ul ăla, RAV4 hibrid. Toyota RAV4, care e o mașină folosită foarte mult la off-road, a fost făcută acum hibrid, cu motorul pe benzină de 2,5 litri și mi se pare foarte ok, pentru că poți să mergi pe electric, atunci când ai nevoie să consumi mai puțin și când mergi pe un drum mai prost sau vrei să mergi undeva la pădure, pui motorul pe benzină, ai tracțiune 4x4, e foarte convenabilă. Mama, dar uite, voiam să te întreb, de ce și tu și tata ți-a ales tehnologia asta japoneză? Cum de nu vă plac mașinile nemțești? Că în România mulți preferă BMW-ul, Mercedes-ul. Și când aud de mașină nemțească, automat cred că sunt foarte bune. Nu se mai gândește și la mașini japoneze. Partea este că e fixat mai mult pe tehnologii japoneze. Pentru că consider că este o mașină mai rezistentă pentru clima de acolo. Aha.
Deci dacă vine tsunami, Toyota rămâne. Rezistentă la ceruri, la drumuri proaste. A, tu ziceai de Rusia? Da. A, da, deci au văzut în timp că rezistă foarte bine mașinile japoneze. Adică sunt și... În Sankt Petersburg există o fabrică, Toyota, da, de Camry. Aha. Acolo sunt produse Toyota Camry. Am înțeles. Rusia. Am înțeles, da. Deci Toyota, chiar dacă e din Japonia, are mai multe linii de producție în mai multe țări. Da. Mama, dar voiam să te întreb, cum de ești tu atât de calmă? Adică îmi inspiri o energie pozitivă, mai relaxat și pe mine, că eram un pic mai nervoasă mai devreme, dar mi-a trecut. Cum reușești? M-am obișnuit din gărzile de la urgențe. Trebuie să inspir numai calmitate. Aoleu. Și în jurul meu trebuie să fie o atmosferă de calm. Da. Ca să meargă treaba bună. Da, vin tot felul de oameni la mama în gardă, care mai, de care mai nervoși, mai... Adică, bine, e o chestie normală când ți-e rău să fii un pic nervos. Dar unii vin și sunt foarte violenți și mama trebuie să fie calmă ca să nu iasă un conflict. Și ca să fac treaba. Da, până la urmă asta contează, da. Mama îmi zicea acum că trebuie să am grijă că a venit căldura și sunt tot felul de căpușe prin parcuri, pe la pădure. Și ea zic că nu-i problemă, că vin la tata e chirurg, scoate căpușele, se rezolvă. Dar oricum să fiți și voi atenți. Mai ales cei care aveți animale și mergeți cu ele în parc. Trebuie să aveți grijă și de ele, nu numai de voi. A picat bateria pe electric și în sfârșit aud și eu motorul, că până acum nu s-a auzit nimic. Fiind electric, nu se auzea nimic. Mașina e foarte bine antifonată. Nu se aude nimic în exterior. Asta vă ajută la drum întins foarte mult. Că nu mai... Obosești. Nu mai e așa de obositor din punct de vedere acustic. Opa! A pornit motorul electric iar. Gata. S-a încărcat puțin, dar... Cum să zic, mașina asta ține foarte mult la... la consum. Sunt atâtea feluri și clase de mașini ca să-ți alegi ce ți se potrivește. Mașină, să iei mașina care îți satisface necesitățile tale. Mama, să știi că eu am muncit joia asta până la 10 seara. Vineri m-am trezit la 4:30 să ajung la 6 la muncă. Am stat de la 6 până la 4 la muncă și apoi am venit acasă. Unii cred că eu fac doar YouTube, nu știu de jobul de inginer alimentar, care mi-a și mult din timp și stres și așa mai departe. De câte am văzut eu din lista ta, ai foarte multe opțiuni selectate și mi-ai zis că ai și negociat cu cei de la Toyota pentru prețul lor. Deci asta înseamnă că oamenii, chiar dacă iau catalogul respectiv sau își configurează mașina pe internet, pot să se ducă la un dealer și să negocieze din nou fiecare opțiune, nu? La Toyota e așa. La Toyota e așa, am nu înțeles. Nu știu la alții, dar la Toyota e așa. Mi se pare foarte ca lumea, pentru că poți să prinzi și anumite discounturi, să fie ceva reducere în luna respectivă. Știu că statul foarte mult încurajează lumea să-și ia mașini hibrid și mașini electrice. Prin programul Rabla. Prin programul Rabla, da. Nu pleca, mai sunt niște cadre cu mașina. Rămâi să le vezi. I feel the